a văzut o vale plină de oase uscate. And God said to him, și Dumnezeu i-a spus, do you think these bones can come alive? Crezi că oasele acestea pot să vină la viață, să învieze? His answer was very intelligent. Și răspunsul lui a fost foarte inteligent. You know. Doamne, tu știi. Why do you ask me? I have no clue. De ce mă întreb pe mine? N-am nicio idee. If I have any clue, I would say they cannot come alive. Dacă aș fi avut vreo idee, aș fi spus. It's just impossible. E aproape imposibil ca ele să vină la viață. Dar Duhul lui Dumnezeu după ce a venit, God worked, și Dumnezeu a lucrat, and the bones begin to move and come together. Și oasele au început să se miște, să vină una lângă altele. End of story. The whole army rose. Sfârșitul descrierii are de-a face cu o armată întreagă care se ridică. Powerful story. O istorisire deosebit de puternică. We read it and keep reading it. Ar trebui să o citim și să continuăm să o citim din nou și din nou. Until we find all the gold in the story. Până când găsim tot aurul din această istorisire. That's why I always encourage Christians to dig deeper. De aceea încurajez pe creștini să sape mai adânc. Because we can have a very superficial mentality. Pentru că putem să avem o mentalitate superficială. And we read the story and citim istorisirea. We get the point. Ne dăm seama despre ce vorba. The dead bones came alive. Oasele uscate au venit la viață. Became a body, became an army. A devenit un trup, o armată. Whoa, great story. Oh, minunat, o poveste extraordinară. Hai să mergem la următoarea. If we live like that, dacă trăim așa, we will learn nothing. N-o să învățăm nimic. And our lives will not progress. Și viața noastră nu va progresa. And if our lives don't progress, și dacă viața noastră nu progresează, I'm not sure God has an assignment for us. Nu sunt sigur dacă Dumnezeu ne va da o însărcinare. Because assignments demand some substance, some. Pentru că însărcinarea pe care o are Dumnezeu necesită o anumită substanță. Just like the seed needs some good soil. La fel cum o sămânță are nevoie de un sol bun, un teren bun. There is life in the seed, everything is built into the seed, the whole future plant is in the seed. Există viață în sămânță și tot viitorul acelei semințe este zidit acolo înăuntru ei pentru a deveni o plantă în viitor. But if the soil is not okay, însă dacă solul nu este bun, either there will be no plant or there will be limited fie development. Nu va fi nicio plantă, fie va fi o dezvoltare foarte limitată. The sad part of the story is Christians don't care about that. Partea tristă a istorisirii este faptul că multor creștini nu le pasă de lucrul acesta. I'm on my way to heaven. Nu-mi pasă, sunt în drumul meu spre ceruri. So in French we say after me the flood. În limba franceză spunem după mine potopul. I think you have that in Romania. Yes. Avem zicala aceasta și în limba română. Après moi le déluge. După mine potopul. I walk into the ark. Eu intru în arca Domnului. I make sure my family is in, of course. Mă asigur că toată familia mea este împreună and cu mine. God, we are in. După, you Doamne, can close noi the door. Suntem aici. Doamne, poți închide ușa. Let's go for a cruise. Haide să mergem într-o croazieră. And let's cruise in heaven. Să facem o croazieră în ceruri. From cloud to cloud. De pe un nor pe celălalt. Through the Milky Way, through the galaxies. În toată galaxia, în toată Calea Lactee. Galaxy cruise. What about that? O croazieră a întregii galaxii. After me the flood, you know. După mine potopul. That was the problem with Noah. Asta a fost problema lui Noe. As I told the young people last August, that was the problem with Noah. Exact, așa cum am spus tinerilor luna august anul trecut. Asta a fost problema lui Noe. I believe that's why we are not called the children of Noah, but the children of Abraham. De aceea nu suntem numiți copiii lui Noe, ci fiii lui Avram. Yes, because when God said to Abraham, pentru că atunci când Dumnezeu a spus lui Avram, hey Abraham, I have a negative plan. I will destroy Sodom and Gomorrah. Hei, Avrame, am un plan destul de negativ, o să distrug Sodoma și Gomora. Abraham didn't say, thank God, I'm not. Avram n-a zis, oh, slavă Domnului. I'm not a citizen of Sodom and Gomorrah. Nu sunt, sunt un cetățean din Sodoma și Gomora, așa că o să te ajut. I can help you, take me o să te ajut. No, he walked up to God. No. Looked God in the face. A venit said, God, în fața lui Dumnezeu. If I can find just few righteous people, can you please save them? A venit înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, dacă vei găsi doar câțiva oameni nepreniți, te gândești cumva să totuși să salvezi orașele acestea? It's called taking responsibility. Asta înseamnă să-ți asumi responsabilitatea. God was not mad at him. Dumnezeu nu a fost mânios pe Avram. Who are you?
Cine ești tu? Abraham. 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 Abrami. Abrami. Yes. Abrameu. God loved that. Lui Dumnezeu i-a plăcut and atitudinea aceasta. As I said to the young people, I believe God was looking for such a man for a long time. Cred că Dumnezeu aștepta să se ridice un astfel de om pentru mult timp. Adam was not that man. Eve either. Adam n-a fost în felul acesta, nici Eva, nici Cain. Noah was not. Noe n-a fost în felul acesta. Finally, dar în sfârșit who could take responsibility. A găsit un om care și-a asumat responsabilitatea. I'm not perfect. Nu sunt perfect. But I will raise to the challenge. Dar mă voi ridica la această provocare. Doamne. Okay? Da. So this chapter is fantastic. Capitolul, don't be superficial. Capitolul acesta este extraordinar, deci nu fiți superficial. Don't be superficial, don't be naive, don't be mediocre. Naiv, mediocri. We have to grow up. Trebuie să creștem. We have to dig deeper. Trebuie să săpăm mai adânc. And we have to keep digging until we find that gold. Și trebuie să săpăm până când găsim aurul. But Philip, I've been digging for 10 years, then dig for the 11th year. Am săpat de 10 ani deja, atunci sapă și în al 11-lea an. Because if you seek me with all your heart, pentru că spune, dacă mă căutați cu toată inima, I will be found by you. Mă voi lăsa găsit de voi. Amen. That's why we have to be consistent. De aceea trebuie să fim consistenți. Now we are talking about continuing a little bit what we looked into last time in December, 1 Peter. Vom continua. And there will be two parts in what I'm doing this morning. În acest mesaj va fi împărțit în două părți. Yeah. No, you can keep it there. Thank you. I will try to control it from distance. O să încerc să controlez de la distanță. Why do I suddenly feel humiliated? De ce mă simt dintr-o dată umilit? Just kidding then. Where is that? Work. I have to find work. This is work. Yeah, there will be two parts. Yeah, mesajul e împărțit în două. The first part I will talk. Prima parte. Second part I will still talk. În a doua parte, în prima parte voi vorbi, în a doua parte la fel. I will tell you something from my world, my life. Am să vă povestesc ceva din viața mea, din lumea mea. So you can record the first part, not the second part, because I will. Puteți să înregistrați prima parte, dar nu a doua parte, pentru că voi menționa oamenii. Video on YouTube without. Și nu vreau să apară pe YouTube. Actually, in Denmark it's forbidden. Oameni. De fapt, în Danemarca e interzis. So just the first part. Yes, forbidden. Deci doar prima parte să înregistrăm. Protect the privacy of people. Să protejăm viața privată altora. Facebook stuff going on now. Mai ales cu Facebook și rețelele de socializare care explodează. Healthy restrictions. Și ne trebuie niște restricții sănătoase. So you can record the first part and then second part you just shut the camera, then I will. A doua parte, vă rog să opriți camera. I very seldom do that. I have done that once in our church last November, I think. Am făcut asta foarte rar. Am făcut-o anul trecut în decembrie. Because I don't talk about what is going on in my world of work, working for the kingdom, with the kingdom. În general nu vorbesc despre lucrarea mea în împărăție și ce se întâmplă în viața mea. I did that for some years, many. Am făcut asta câțiva ani, cu mulți ani în urmă. And God asked me to stop that. Și Dumnezeu mi-a cerut să mă opresc. Because he said this. Mi-a spus așa. I'm not saying other preachers should do the same as me. I'm just saying I am doing what. Nu vă spun că și alții ar trebui să facă la fel, dar vă spun cum cum procedez eu. What I've been asked to do or to do not do. Ceea ce mi s-a cerut să nu mai fac. God said, Dumnezeu mi-a zis, I want people to believe what you say not because of the result but because it's true. Vreau oamenii să creadă ceea ce spui, nu datorită rezultatelor, ci pentru că este adevărat. If they can hear it's true, you don't need to explain all this happened when I was in Mongolia and this happened at the seminar in Romania. Oamenii aud că este adevărat și înțeleg că e adevărat, nu trebuie să audă și exemplele de ce s-a întâmplat în Mongolia și mai departe. Vorbește. And if they can hear it's true, they can receive it. Period. Dacă aud adevăr că e adevărat, primesc și lucrează în concordanță cu acest mesaj. Of course, I give a feedback to the leaders. Bineînțeles, cu liderii am un feedback, father, cu tatăl meu spiritual. And to the people who pray for me when I travel, because și celor care se roagă pentru mine
atunci când călătoresc pentru că lucrează cu mine. And we don't keep the harvest away from the farmer. Nu ținem recolta departe de fermier. He who works must have the harvest. Cel care lucrează trebuie să aibă recolta. So this will be the second part. I will show you certain things which I believe will help you to understand how powerful God is, can be in your life. How influential your life can become. În a doua parte am să vă spun cât de puternic e Dumnezeu, cum vă poate influența viața. Okay? But let's start with the beginning. Haideți să începem cu prima parte. And I had a note here somewhere. That's am undeva niște notițe. So the letter of Peter, as I said to you in December, cum vă spuneam în cartea lui Petru, the title was Dispersed but Determined. You remember that? Titlul era Dispersați, dar determinați. Because in those days there were churches and believers all over the whole region. În acea perioadă erau biserici creștini împrăștiați peste tot. And God was concerned. Dumnezeu era îngrijorat. About the continuation of that. Despre continuarea acestui proiect. The Bible says, don't despise the small beginnings. Biblia spune nu disprețui începuturile mici. But I can be a bit concerned about the continuation of the small beginnings. Dar uneori îmi fac griji cu privire la continuarea unor lucruri because mici, continuitatea. And the birth is fantastic. Perioada în care ești, sarcina birth, yeah, și okay. Nașterea e o perioadă frumoasă, but it's just the beginning. Dar e doar începutul. And the continuation is a challenge too. Și continuarea e chiar o provocare. So, you know, we have the big family we have and we are happy for all of them. Avem o familie mare și ne bucurăm pentru fiecare din ei. But we're happy we don't have to look after the 13 grandchildren. Dar ne bucurăm în același timp că nu trebuie să avem grijă de toți cei 13 nepoți. Limited periods. Și doar pentru perioade limitate. And as my father-in-law always said, așa cum spunea socrul meu odinioară, I'm happy you are here, I'm happy you go. Mă bucur că ai venit și mă bucur că pleci. We have the same philosophy. Și noi avem îmbrățișat aceeași filozofie. And when they go, we wave from the window. Când pleacă, le facem cu mâna and de pe geam. Ne vedem data viitoare. And then we look at each other. Păi ne uităm unul la celălalt. Let's have a cup of hot chocolate and hai să bem o ciocolată fierbinte. No, it's not that bad. De fapt, nu e chiar atât de rău. I just miss them. Mi-e dor de ei uneori. So dispersed but determined. Dispersați, dar determinați. So he wrote to them. Le-a scris to show them where does determination come from. Să le arate de unde vine determinarea. Because they are sources. Pentru că sunt surse. We are different. Some people are very determined, others are not that determined. Suntem diferiți, unii sunt foarte determinați, alții mai puțin. No difference. La sfârșitul zilei nu are importanță. Because it will take more than human determination to fulfill the agenda. Pentru că e nevoie de mai mult decât determinare umană ca să împlinești agenda lui Dumnezeu. Poți să ai o voință puternică. Others can have a weak will. Alții o voință mai slabă. Both can be a problem, by the way. Amândouă pot fi o problemă, apropo. But at the end of the day, dar la sfârșitul zilei, you need him. Ai nevoie de el. The human resources will never match the assignment. Resursele umane nu vor fi suficiente pentru această însărcinare. And it's not a mistake from God. It's intentional. Nu e o greșeală din partea lui Dumnezeu, e ceva intenționat. He made sure that the assignment went far beyond our capacity. So nobody can do it by own strength and own power. Ca însărcinarea să fie suficient de grea ca prin resursele noastre umane să nu poată nimeni prin propria lui putere, tărie să o împlinească. Not by might, nor by power. Nu prin putere, nu prin tărie. My spirit. Ci prin Duhul meu. God said. Spune Dumnezeu. So dispersed but determined. So there are rivers, there are sources we can draw upon to keep determined. Sunt dispersați, dar determinați. Sunt râuri, resurse pe care le putem atrage. This weekend I spoke about be defined. În acest weekend am vorbit despre a fi definit. Because it's good to be determined. E bine să fii determinat. But after that, dar după aceea, I have found out that definition is necessary. You have to define certain things. Am aflat că trebuie să definești anumite lucruri. Now the young people can go to a wonderful conference in Bulgaria in England. Tinerii pot merge la o conferință grozavă în Bulgaria sau în Marea Britanie. Spiritul e foarte puternic.
Something inside of them raised to a new level. Ceva în ei se ridică la un nou nivel. A new determination comes. Vine o nouă determinare. Decizii noi. New clarity. Claritate, mai multă claritate. But the challenge is coming the following week. Provocarea începe a doua săptămână. Are you with me? There's a yeah from the corner. Yes, from the da, corner. Da, e așa un da din colțul ăsta. The following week. A doua săptămână începe provocarea. The day after the victory is more important than the day before the victory. Așa cum vă spuneam, ziua după victorie e mai importantă decât ziua înaintea victoriei. After the seminar here, the following days will determine what has happened, the depth of what has happened. După seminar, după aceste întâlniri, a doua zi e cea care va determina continuarea. So when God is working on our lives, there is a tremendous determination coming to us. Când Dumnezeu lucrează asupra vieții noastre, vine o determinare puternică. Wow! Now I will walk straight. Now I will. Acum am să merg drept. But if we don't define certain things, dar dacă nu definim anumite lucruri, it will be a temporary experience. Va fi o experiență temporară. Not a continuing experience. Și nu una continuă. Now if you sing when you sing this song taken from Ezekiel 37. Atunci când cântați piesa, cântați această acest cântec Ezekiel 37. God moved. Dumnezeu s-a mișcat. God brought the bones together, the dead bones together. Dumnezeu a adus oasele uscate împreună. God brought life to the bones. Dumnezeu a dat viață oaselor. But then something happened. Dar apoi s-a mai întâmplat ceva. And that's the thing I'm talking about this weekend. Și la acest aspect mă refer în acest weekend. Then the Bible says an army rose. Biblia spune o armată s-a ridicat. That's more than just bones coming together and coming alive. That's și asta e mai mult decât oasele care vin împreună și which prin viață. It was defined. It was not a bunch of bones rising up in only disorder. Nu erau doar niște oase care se ridicau în dezordine. You know, the skull here and the fingers out there. Degetele acolo, capul aici, craniul aici, the nose there. Nasul acolo, picioarele, degetele de la picioare jos. There was an order. Exista o ordine. So this weekend I talk about order. În acest weekend am vorbit despre ordine. Trebuie să creăm ordine, să o definim în viața noastră. Ieri v-am arătat diferența dintre păcat și dezordine. Sin is wrong. Păcatul e greșit. There is a cure for that. Și există un leac pentru asta. Repentance. Se numește căință, pocăință. Ask for forgiveness. I'm sorry, God. Sincer, îți cer iertare și I'm sorry, God. Îmi cer scuze, Doamne, îmi cer iertare. Forgive me. The words. Iartă-mă. Forgive me the attitude. Iartă-mă atitudinea. Forgive me the wrong decision. Deciziile greșite. Alegerile greșite. And God is good. He's a good father. Dumnezeu e un tată bun. He forgives us. Ne iartă. And cleanses us from all unrighteousness. Și ne spală de orice întinăciune. But then. Dar apoi. Disorder is different. Dezordinea e diferită. Because disorder does not mean it's a sin or it's wrong. It's just disorder. Dezordinea nu e ceva, nu e ca un păcat sau e ceva negativ. E negativ. All right? Yeah. I spoke about that yesterday. So definition is important. So I want to talk about definition. A defini lucrurile e foarte important. Let me give you some examples which came to me this morning. Să vă dau câteva exemple care mi-au venit în această dimineață. In Acts chapter 2, you can put it in your notes. Don't check it. În Fapte 2, puteți să vă scrieți în notițe. Aveți încredere în ce vă spun. The Spirit came upon them. Duhul a venit peste ei. People got saved. Oamenii s-au întors la el. And Peter spoke to them. Petru le-a vorbit. And then the Bible says, și apoi Biblia spune, those who received his word were baptized. Cei care au primit cuvântul au fost botezați. 3000 people. 3000 de persoane. That's a lot of people. Sunt câțiva. Then the next verse says, următorul verset spune, they devoted themselves to the apostolic teaching, to fellowship, to prayer and to the communion. S-au dedicat apostolilor, frângerii pâinii și părtășiei. Who did that? Cine a făcut asta? They did that. Ei au făcut-o. So first the Spirit worked. Mai întâi a venit Duhul. They decided, they were determined. Duhul a lucrat. Erau determinați. We will go this way. We will walk on this road. Au decis că vor merge pe acest drum. But then they knew. Iar apoi, atunci după aceea au știut. For that to continue. Pentru ca aceste lucruri să continue. I have to redefine my life. Trebuie să mă redefinesc viața. I have to put some a different order in my life. Trebuie să așez o anumită ordine în viața mea. So they took the decision. Au luat această decizie. I will stick to the teaching of the fathers, the instruction of the fathers. Mă voi alătura instrucțiunilor tatălui. Părinților. Yeah, I will stick to my brothers and my sisters in the house. Voi fi aproape de frații și surorile mele din it's casă. Called
fellowship. Se numește părtășie. Said yesterday, fellowship is not eating together, drinking together. Și am zis ieri că părtășia nu e să mănânci cu cineva sau să bei o cafea. It's more than that. E mult mai mult de atât. Okay? And other things, prayer. Alte lucruri, rugăciunea. The breaking of bread. Frângerea pâinii. Which speaks about not only the communion. Care nu vorbește doar despre cina Domnului. We have these Christian associations in our brains. În creierul nostru avem anumite asocieri din astea creștinești. Communion, then ooh, communion, this is the bread, the cina, wine. Pâinea și vinul. Everybody is silent. Toată lumea este în liniște. Like a funeral. Ca la o înmormântare. I mean, he died, but he resurrected, you know. Da, a murit, da, și înviat. Don't forget that part of the project. Nu uitați această parte a proiectului. It does not speak about the bread and the wine. Nu vorbește despre pâine și vin. It speaks about ongoing repentant life culture. Vorbește despre o cultură a unei vieți în căință, în permanentă căință. He died for us so everything in our lives can be corrected. A murit pentru noi, așa că orice domeniu în viața noastră poate fi corectat. Just eating the bread and drinking the wine, și nu doar mânca, abia un pic de vin sau suc duminica dimineața. No, that stands for his offer on the cross. Acest lucru simbolizează oferta lui pe Are you with me? Sacrificiul lui pe cruce. So in the future in my life with him, my walk with him, every time I fail, I can go back to that and fix it. În viitor, în viața mea, ori de câte ori o dau în bară, pot să mă întorc la el și să repar lucrurile. Whoever you are. Ori cine ai fi. So it's not for new beginners. Nu e doar pentru cei de la începători. E pentru toată lumea. You can be a worldwide apostle and praying for the sick from morning to evening and evening to morning. If you blew it, you blew it. Poți fi un apostol mondial, dacă o dai în bară, poți să te rogi de dimineață până seara, dacă o dai în bară, ai dat-o în bară și te poți întoarce la el. And you have to repent. Și trebuie să te căiești. Just like anybody else. Așa cum o face toată lumea. So it speaks about that culture of humility and recognition that we have flaws. E o cultură a smereniei și a recunoașterii că avem defecte. That's why Paul with the Corinthians, he who stand must be careful he does not fall. De asta Pavel scrie corintenilor, cel care stă, să aibă grijă să nu cadă. Without having, you know, self-condemnation and fără condamnare, false humility, fără smerenie falsă, sincere and real. Trebuie să fim autentici și sinceri. Saul failed. Saul a dat o bară. And God rejected him concerning being a king. Și Dumnezeu l-a respins ca rege. Are you with me? Sunteți cu mine? So anybody can fall. Oricine poate să cadă. That's why we have to define certain things. De aceea trebuie să definim anumite lucruri. So Acts 2 speaks about that. Fapte 2 vorbește despre acest aspect. I can give you another example. Acts 19. Fapte 19, vă dau un alt exemplu. There were some people and Paul met them and oameni cu care Pavel s-a întâlnit. God touched their lives, changed Dumnezeu le-a atins viețile, le-a schimbat viețile. Baptized by the Holy Spirit, they spoke in tongues, they prophesied. Au vorbit, au fost botezați de Duhul Sfânt, au profețit. But after that, he met with them on a daily basis. Why? To help them define, redefine their lives. După care Pavel a început să se întâlnească cu ei regulat. De ce? Ca ei să-și definească anumite lucruri. And after he did that for some months. După ce a făcut acest lucru câteva luni. He did that for 2 years. De fapt, 2 ani. The whole region was affected by the gospel. Toată regiunea a fost afectată de evanghelia, atinsă de evanghelia. So my point is, punctul meu este, let me see, where was that? I found I had a good statement here. Determination sets your life on track. Determinarea îți așează viața în ordine, pe drum. Definition will affect the longevity of your walk with God. Definirea va afecta longevitatea drumului căi tale. Longevity, you have a word for that? Yes. Okay. So it's about the continuation. Are de a face cu a continua. Continuation is so important. A continua e atât de important. Not only in your life. Nu doar în viața ta, but also from generation to generation. Dar de asemenea din generație în generație. That's why God had to define certain things for Joshua in de aceea, Joshua chapter 1. În Iosua 1, Dumnezeu a redefinit lucruri pentru Iosua. Joshua, Moses was there before you. You are the next one. Moise a fost înaintea ta, tu ești generația următoare. These people are the children and the children's children. Aceștia sunt copiii și copiii copiilor lor și continua. So you don't mess up. Așa că nu o dai în bară. This has to continue.
Acest lucru trebuie să continue. It cannot stop with you, Joshua. Nu poate să se oprească cu tine. Then he said, be strong, be courageous. Și apoi i-a spus, fii puternic, fii curajos. Don't go down. Nu renunța. Study the word. Studiază cuvântul. Meditate upon it. Meditează asupra lui. Find the gold. Caută aurul. Don't be superficial. Nu fi superficial. Keep going. I want this to continue. Vreau ca acest lucru să continue. So God said, as you read the word, Dumnezeu i-a spus, pe măsură ce citești cuvântul, the word will define your life. Legea va defini viața ta. Cuvântul va defini viața ta. Are you hearing what I'm saying? Auziți ce spun? We are happy, excited, we are suntem entuziasmați, determinați. And then one week later we back in the old thing. Și după o săptămână ne întoarcem la viața That's anterioară. A sign that we don't know how to define our lives. E un semn că nu am reușit, nu ne-am definit cu adevărat viața. So this is extremely important. Deci acest lucru e foarte important. I said it's extremely important. E extraordinar de important. I showed you yesterday how Jesus. V-am arătat ieri cum Isus. Jesus and Peter. Și Petru. These two men. Acești doi bărbați. Son of God. Fiul lui Dumnezeu. And one quite imperfect man. Și un om departe de a fi perfect. Big mistakes already. Cu multe greșeli deja. I will never deny you. Nu mă voi lepăda niciodată de tine. No, right. Sigur că da. Few hours later he had done it three times. Câteva ore mai târziu s-a lepădat de trei ori. Mare om al lui Dumnezeu. But Jesus knew I can fix that. Dar Isus știa, pot să repar aceste so lucruri. Jesus defined his relationship with him. Isus și-a definit relația lui cu Petru. And Jesus defined his relationship with himself. Și Isus și-a definit și relația cu el însuși. That's why he said, who do you say I am to you? De aceea îi spune, cine spui tu că sunt? Pentru tine, cine sunt? Recently, I took that verse and wrote to all our young people. Recent am luat acest verset și le-am scris tinerilor. And I challenged them. Și am provocat. Am o întrebare pentru voi. Who am I to you? Cine sunt eu pentru voi? Ce reprezint? I said that in some churches they will say, oh, do you think you're Jesus? Dacă spun asta în de biserică, o să-mi spună, te crezi Iisus? But here I'm among friends. Da, aici sunt între prieteni. I'm not talking about myself. Nu vorbesc despre mine însumi. But you know, when people have problem with that, what do you mean by we have to do it the Jesus way? Cum adică what trebuie să Jesus facem do? Așa cum o făcea Iisus? Ce ar face Iisus? My question is not what would Jesus do, is what did Jesus? What did he? Întrebarea e nu ce ar face Iisus, ci okay. Ce a făcut Iisus. So say to them, tell me who am I to you? Așa că vă provoc, spuneți-mi cine sunt pentru voi. I'm still waiting for the reply. Încă aștept răspunsurile. It's not easy, we are not used to that. Nu e ușor pentru că nu suntem obișnuiți cu acest lucru. It's like that's why things don't continue. De asta de multe lucruri nu continuă. And abort so easily. Și sunt avortate așa ușor. Or deviate so easily. Sau deviază. Because we can be determined, we can putem fi determinați. Touched by God. Atinși de Dumnezeu. Affected by his word. Afectați de cuvântul lui. De o întâlnire puternică. We can be deeply touched by a time in worship. Poți fi atins de o închinare bună, foarte bună. But 3 weeks later, trei săptămâni mai târziu, all of it is gone. Totul s-a scurs. So continuation is important. A continua e foarte important. Can I get a yes on that one? Sunteți de acord oh, cu mine? Oh my goodness. I mean, even in family continuation is important. Chiar și în familie, a continua e important. If your children don't do well, you just wake up and you begin to pray and prophesy and help them and teach them and help them and carry them and because you want them to do well. You cannot say just I don't care, you know? Ca părinte, când copilul tău nu se descurcă, te rogi pentru el, profețești, te ridici, îl încurajezi. De ce? Nu poți să zici, asta e. I gave birth to you, I fed you for 18 years. Te-am născut, te-am hrănit 18 ani. Hit the road, Mihai. Ia-o la drum. Goodbye, now you're an adult. La revedere, acum ești adult. Oh my goodness, if something wrong happens or they're sick or... Dacă se întâmplă ceva rău sau sunt bolnavi, we call them, I mean... îi sunăm. But they're adults for Christ's sake. Dar sunt adulți deja. Continuation da, cu toate astea. A continua în această relație e important. My son Nicolae, I mean, fiul meu Nicolae, in his 40s, are acum aproape 40 de ani. Called me, I was in the airport in Amsterdam. M-a sunat, eram în aeroport în Amsterdam. Daddy, can I talk? Hey, I am in Amsterdam. No, don't bother. I pay the bill.
M-a sunat și m-a întrebat, tată, putem să vorbim? Și să zic, nu, nu că mă costă multă factura. Dar vreau să spun ceva important. You know, nu i-am spus asta. I'm just eating a croissant, have a cappuccino, you i-am zis know, că mănânc un croissant, and beau un cappuccino. Hit the road and find out. Puteam să zic, Dumnezeu să te binecuvinteze, descurcă-te. God is good all the time, all Dumnezeu time, e bun tot timpul, tot timpul e Dumnezeu bun. I mean, we know the formulas. Știm formulele. But hey, that's my boy. Dar ăsta e copilul, băiatul yes, meu. He's in the 40s, but that's a very important toate decision. Că are 40 de ani, are o decizie importantă so de luat. For the continuation. Suntem acolo să continuăm. That's why we play, I play with Selma on the de asta floor mă joc and cu she's 2 years old. That's my continuation. Ea e continuarea mea. Do you think God is different? No. Crezi că Dumnezeu e diferit? He's more than we are. Nu e și mai mult decât suntem noi. Are you with me? That's why definition is so important. De asta e așa de important să definim determination lucrurile. Determination sets us on track. Determinarea ne așează pe drum. Definition determines the longevity of our walk, the continuation. Definirea va determina longevitatea drumului nostru. That's why Daniel did well. De aceea Daniel s-a jucat foarte bine. Chiar și în Babilon. I hope my manual will be translated into Romanian. Sper că manualul meu să fie tradus și în românește. No church, no worship team, no pastor. Fără biserică, fără pastorul Filip să vă învețe, fără închinare. Extremely well. Dar s-au descurcat foarte bine. He was a high officer in the political system. Avea o funcție înaltă în sistemul politic. And the four consecutive kings. Sub patru regi consecutivi. So he was not just the big boy of one king. Nu a fost doar băiatul băiețelul unui rege. Which came into power, următorul rege to work for him. Care a venit, l-a chemat alături de el. And the next king wanted Daniel to work for him. Și al treilea rege la fel. Because there was something continuing in Daniel's life. Era ceva ce continua în viața lui Daniel. That man was so well defined. Acel om era atât de bine definit. Why? De ce? Because he was meditating on pentru certain things. Medita asupra anumitor lucruri. That's why one anumite day lucruri. De ce într-o zi? The book of Jeremiah. A luat cartea Ieremia. And suddenly he found out. Și a descoperit. 70 years. 70 de ani. There is something with 70 years. Are e ceva în legătură cu cei 70 de ani. We have to go back. După 70 de ani de exil, trebuie să ne întoarcem și ne vom întoarce. I mean that man kept himself continuing, there were values, there were erau definitions. Valori. You understand what I'm saying? Înțelegi la ce mă refer? Yes. So definition is important. A defini e important. All right? Are you catching this? Mă înțelegeți? Let me take you to a să vă duc în fapte. Sensible place. Acts chapter 15. Fapte 15. Oh, yeah. It's hot here. E foarte cald aici. Yeah, maybe Steffi, if you could. What was that? 15:37. Fapte 15 cu 37. Oh, 30. We can start 36 to have a little bit of the context. Începem de la 36 să înțelegem contextul. After some days, Paul said to Barnabas, "Let us return and visit the brothers in every city where we proclaim the word of the Lord and see how they are." Versetul 36, fapte 15. După câteva zile, Pavel i-a zis lui Barnabas să ne întoarcem și să vizităm pe frații din fiecare cetate în care am predicat cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Here you have it, you have that mindset. Aici vedeți acest tipar de gândire. We have proclaimed the word of the Lord. Am propovăduit cuvântul lui Dumnezeu. Are you there? Sunteți acolo? And now let's see how they are. Acum haideți să vedem cum that's se descurcă. Continuation mindset. Acest tipar de gândire, continuarea despre we, care vă spuneam, continuitatea. We proclaim, we taught, we instructed, am învățat, am instruit, am proclamat, spoke, am vorbit. We had seminars, we am avut had seminarii, camps, we had tabere, we had conferință, EYCs and FGCs. EYC, FGCs. But let's see how they are. Dar haideți să vedem cum se descurcă. Because it's good to not despise the small beginnings, but small beginnings must have a victorious ending. Nu e bine să disprețuiești începuturile mici, dar începuturile mici trebuie să aibă healthy, continuitate. Progressive continuation. O continuare sănătoasă, progresivă. So let's see how they are. Haideți să vedem cum se descurcă. Now, ce Barnabas mai fac? Wanted to take with them John called Mark. Barnaba voia să-l ia cu ei și pe Ioan, numit Marcu. Then it comes. But Paul thought best not to take with them one who had withdrawn from then in Pamphylia.
Pamphylia and had not gone with them to the work. Dar Pavel considera că nu este bine să-l ia cu ei, pe acela care se depărtase de ei în Pamphylia și nu-i mai însoțise în lucrare. And there arose a sharp disagreement, so that separated from each other, Barnabas took Mark with him and sailed away to Cyprus, but Paul chose Silas and departed. Disputa a fost atât de aprinsă, încât s-au despărțit unul de altul. Barnabas a luat pe Marcu și a plecat pe mare în Cipru, iar Pavel a ales pe Silas și a plecat. That's a sensible one. No, sensitive one. E o situație sensibilă, delicată. Yeah. And it's a separation between two great men of God. Doi oameni mari ai lui Dumnezeu se despart. You know the reason for that? Știți că motivul pentru acest lucru? It's about definition. Are de a face cu a defini lucrurile. Paul had defined certain things for himself. Pavel definise anumite lucruri pentru viața pentru el. And the definition was, I will not take somebody with me who had not been there that way in that way before that. Pavel a decis că nu va lua cu el pe cineva care l-a lăsat baltă atunci și atunci. Doesn't mean Paul was a harsh person. Nu înseamnă că era o persoană dură. Sau un om dificil, sau unul care se lega de detalii. Demanding one. Sau așteptările lui erau prea mari. Perfectionist. Sau un perfecționist. I mean, Paul was a murderer. He knew exactly where he came from. Pavel era un ucigaș, știa exact de unde vine. He said, I've been the greatest sinner on this planet. De la un dat spune, am fost cel mai mare păcătos de pe acest pământ. Not only I did wrong, but I attacked the body of Christ. Nu numai că am făcut rău, dar am atacat trupul lui Hristos. And so he knew. Știa. But here. Dar aici. There were some definitions. Avuseseră loc niște definiri. I could do that, but I will not do that. Aș putea face lucrul acesta, dar n-am vrut să fac. This is the way I have defined my life. Pentru că așa mi-am definit eu viața. The interesting thing is. Partea interesantă e. That the rest of the Bible is full of Paul. Restul faptelor e plin de Pavel. But there is no mention of Barnabas anymore. Dar nu se mai menționează nimic despre just Barnabas. Disappears. Pur și simplu dispare. So definition has to do with the continuation. Definirea are de a face cu continuitatea. And I've had to do that in my life. Și a trebuit să fac acest lucru not în viața mea. Denmark, nu doar în Danemarca, oriunde merg, să definesc. But I was not raised like that. Și n-am fost crescut în felul acesta. I was raised a Christian. Am fost crescut creștin. You know, everything is good and totul e bine, if you frumos. Up, then turn the other cheek to, dacă ești lovit, întoarce și celălalt obraz. Even more beaten up, să fii și mai bine bătut. Finish with cheek number two, then present cheek number one. Dacă după ce au terminat cu obrazul unul, cel întoarce pe al doilea. It has recovered, it can take some more pain. Pentru că deja și-a revenit, mai poate primi. Be a doormat for people, fii un preș pentru oameni, să te folosească, să facă orice. Hey, we define hey. Our lives. Trebuie să ne definim viața. We have to define our life. Trebuie să ne definim viața, altfel. Continuation is not possible. Continuitatea nu e posibilă. That's why David took 3 months out of his calendar, of his program. De aceea David a pus deoparte 3 luni din agenda lui, din timpul lui. Because in the middle of this procession of excitement and determination. În acest mijlocul acestei procesiuni de bucurie, de pasiune, de bucurie. And right decisions. Și decizii corecte. The cart had a bump on the road. Carul a dat peste o denivelare. A man died. Un om a murit. A woman became a widow. O femeie a rămas văduvă. Children become fatherless. Și copiii au rămas orfani. The whole thing just came to a stop. Și totul s-a oprit. Yeah. Everything was stopped. They put the ark in a home, in a house. Au pus chivotul într-o casă. David went to Jerusalem. David a plecat la Ierusalim. And talked with God for 3 months. God. Și a vorbit cu Dumnezeu 3 luni. Doamne, help me to define this. Ajută-mă să definesc acest lucru. And then he realized, yeah. Și după aia a primit răspunsul. Of the priests. Chivotul pe umerii preoților. Wrong definition. Definire greșită. Not a sin. Nu era un păcat. Wrong definition. That's what the și doar definirea era greșită. Stopped. Și totul s-a oprit. When he corrected that, când a corectat acest lucru, the procession continued. Procesiunea a continuat. Și chivotul a ajuns la Ierusalim. It's exhausting. E epuizant. When things don't continue. Când lucrurile nu au o continuitate. It's so exhausting, it's so drawing your energy. Și îți suge energia. And brings thoughts of resignation. This is not possible. Și aduce gânduri de a renunța. I told in Birmingham last week. Am spus în Birmingham acum o săptămână la o întâlnire cu liderii. I am digging in some verses I have found in the letters of Paul, where I can hear certain things
I've never seen before. Am început să caut în epistole anumite lucruri pe care nu le văzusem până acum. Pavel era interesat, era îngrijorat. About the continuation. Despre continuitate. But you know what? If we are determined, dacă suntem determinați, and if we learn how to define things, și dacă învățăm cum să definim lucrurile, the seed God has put into our hearts is so powerful. Sămânța pe care Dumnezeu a așezat-o în inimile noastre e atât de puternică. So if the devil cannot abort the birth, he will try to mess up its continuation. Dacă diavolul nu poate să avorteze nașterea, atunci el va încerca să ne deraieze. That's why I'm very attentive to the continuation. De asta sunt foarte atent cu continuitatea. Amen. You have to. Trebuie. And to do that, you must define your life, define your priorities. Pentru a face acest lucru, trebuie să-ți definești priorități. As I said yesterday, cum am spus ieri. Define your time, define your timpul, relationships, relațiile tale, define your finances, finanțele tale, define even practical things, până like și lucruri practice, your health, ca și sănătatea ta. I mean, if you die in your mid-30s, dacă mori la 30 de ani, then your assignment is aborted. Atunci însărcinarea ta s-a terminat. You go home with unfulfilled dreams. Ajungi acasă cu vise neîmplinite. Do you remember the story of the prophet who died? Vă aduceți aminte de istorisirea cu profetul care a murit? They buried him. Și l-au îngropat. In the soil. În sol. And then somebody else died. Altcineva a murit. And they threw that corpse upon the corpse of the prophet. Și l-au aruncat peste cadavrul profetului. And that man who was thrown upon the prophet came alive. Și cel care a fost aruncat peste profet a înviat. And I have thought for all years. Wow. M-am gândit ani de zile, m-am tot întrebat. Chiar și mort. Even dead. Chiar mort. There was still power in that dead prophet. Încă era putere în el. Then one day I realized. Și într-o zi am realizat. How sad. Ce trist. That he went home. Că s-a dus acasă. And he had not delivered everything. Și nu împărtășise totul. You understand what I'm saying? There were still some rests. Erau lucruri de which should have been oferit, care ar fi trebuit livrate to the children's and the children's copiilor, 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 următoare but generații. He went home with it. Dar el s-a dus acasă cu ele. That's what, it's amazing, it's wonderful when Paul said, e minunat când Pavel spune, I fought the good fight, am luptat după cea bună, mi-am încheiat alergarea. Pim, boing, finished. I'm empty. Let me go home. Sunt gol, lăsați-mă să mă duc acasă. I mean, he's not empty. Christ was in him, but nu era gol, Hristos era în el. You know what I'm saying? He was finished. Spun, adică delivered everything. Livrase and then, lucrarea. Whoa, let me go home and rejoice. Lăsați-mă să mă duc acasă să mă bucur. Timothy, you have to run. Timotei, trebuie să alergi. To Timothy he wrote. Lui Timotei scria. Timothy, find people. Timotei, caută oameni, găsește oameni, învață-i, instruiește-i și găsește oameni care să învețe generația următoare, pentru care de a face continuitatea. Jesus spoke to his father in John 17. Iisus vorbește cu Tatăl în Ioan 17. Nu mă rog pentru toată lumea, pentru întregul pământ. That was a shock in my life. Și asta a fost un șoc în viața because mea. I was praying for the whole world. Pentru că eu mă rugam pentru toată lumea. For years. Ani de zile. I mean, I traveled through Europe. Și călătoream prin Europa. I traveled so much that my wife was mad at me. Călătoream atât de mult încât soția mea era deja nervoasă, mânioasă. The nations. Jesus, I don't pray for the whole world. Și nu mă mai rog pentru națiuni. Nu mă mai rog deloc pentru națiuni. But I pray for these. Pentru mă rog pentru and I pray for those aceia, who pentru aceștia, will come to the kingdom. Ca aceștia să vină în împărăție. Hey, so he prayed for prin 12 ei persons. Să vină alții. S-au rugat pentru 12. That's the prayer list of Jesus. Asta era lista de rugăciune. Persons, 12 persoane. Not 1200, not 12,000, nu 12,000, nu 12,000. Not whole Cluj or... Nu întregul Cluj. No, 12 persons. 12 persoane. That was his prayer list. Și era lista lui de rugăciune. But he knew. Dar știa. At the exception of one, cu excepția unuia, one of them will become fiecare va deveni o mie. If dacă they define their lives well. Își definesc bine viața. That's why he pursued them until the last minute he was here. De aceea a fost alături de ei până în ultima clipă. He even said to them, le-a spus, don't go anywhere when I leave you. Nu plecați nicăieri când vă părăsesc. And wait for the promise of the Father. Rămâneți în Ierusalim și așteptați promisiunea Tatălui. There talking to anybody.
Să nu vorbiți cu nimeni. That's definition. Give them some borders. Stabiliți niște limite. Are you with me? Sunteți cu mine? I'm still hearing. So here Paul aici, defined his work. Pavel își definește lucrarea. That's why he became so powerful. De aceea a devenit atât de puternic. Even entered cities, the whole city was boiling. Când intra în cetăți, cetățile clocoteau. Positive response and de răspuns rage. Pozitiv și de mânie. Okay? So if you want the continuation of your life, not only your own continuation, but dacă vrei ca viața ta să aibă continuitate și nu doar a ta, ci a generației viitoare. Last thing I want to say before I show you certain things. Ultimul lucru pe care vreau să vi-l împărtășesc înainte să vă arăt anumite lucruri is the parable of the sower. Este parabola semănătorului. Pilda semănătorului, so parabola. 2019-2020, please dig deeper. În 2019-2020, vă rog să you have to, I have to, we all have to dig deeper. Să poți mai adânc. Da. And the parable of the sower. S-a aprofundat lucrurile. It's a major one. Sorry. The parable of the sower. Pilda semănătorului e una majoră. One of the most important stories in the whole Bible. E una din cele mai importante istorisiri din Biblie. I didn't say that. Jesus said that. Nu eu am spus-o, Iisus a spus-o. He said, if you understand this one. Iisus a spus, dacă înțelegeți această pildă. You understand all. Le veți înțelege pe toate. But we don't pay attention. Oh, yeah, you said. Dar noi nu suntem atenți. Oh, so, yeah, he woke up, so seed, and, sămânța care cade și vine și zboară. Și... You know, three steps to successful agriculture. Trei pași către o agricultură sănătoasă. Funcțională. If you dig deeper, you will find out. In that chapter, the seed is two things. Dacă aprofundați lucrurile, veți vedea că sămânța e formată din două lucruri. Number one, the seed is what God says. Sămânța este ceea ce Dumnezeu spune. And that seed comes into your heart. Și această sămânță vine în inima ta. And from your heart, that seed has to shape you. Din inima ta, acea sămânță trebuie să te formeze. Regulate your life. Să-ți remove garbage. Să îndepărteze mizeria, gunoiul. Remove misery, remove the wrong things. Să înlăture lucrurile rele, să redefinească That's lucrurile. Number one. Asta e primul aspect. Number two. Al doilea aspect. The seed is the person who has been changed by the seed, being the word of God. Al doilea lucru este persoana care este transformată de sămânță prin cuvântul lui Dumnezeu. And in that story God said, I will take that person, that seed. În cuvântul lui Dumnezeu el spune, voi lua acea persoană, acea sămânță. Do you understand the process? Înțelegeți procesul? This is Mihai. Mihai. He's listening to God's talking in his life. El ascultă când Dumnezeu îi vorbește. He takes it seriously. Ia lucrurile în serios. It led that word and that ongoing speaking, acest proces de vorbire him, care îl modelează, correct him, care îl corectează, ajustează viața lui, convince him of getting rid of certain things, să renunțe la anumite lucruri, replace să înlocuiască bad with good, răul cu bine, replace good with even better, să înlocuiască binele cu și mai so bine. There is a work going on in his life. Are loc o lucrare în viața lui. That word is generated by God talking. Acest lucru e generat de Dumnezeu care vorbește. Yes. So, now this man is become identical to what has been told him. Acest om devine identic cu ceea ce s-a spus despre el. Don't worry, does not change his personality. It's nu not vă faceți griji, nu e o spălare pe creier, personalitatea nu se schimbă. He's still unique as a person. E tot unic ca persoană, ca individ. But he's changed into Christ-likeness. Dar e schimbat după chipul și asemănarea lui Hristos. Then God says, apoi Dumnezeu spune, wow, I have observed, am observat, how my word has been taken seriously, cum cuvântul meu a fost luat în serios, reshaped him, l-a remodelat, a schimbat viața lui. Now he has become a seed. Acum el a devenit o sămânță. And now I take him. Acum îl iau pe el. And I sow him. Și îl plantez pe el. In Romania. În România. In Târgu Mureș, în Târgu Mureș, unde locuiește. I sow him. Îl plantez in a secular environment. Într-un mediu secular. And he will grow.
Iar el va crește. And he will begin to reshape the environment. Și el va începe să remodeleze, zona respectivă. Viața lui But se God va reproduce. Has to be in charge of that process. Dar Dumnezeu trebuie să fie în acest proces. El să conducă acest proces. Because God will not let disorder reproduce itself. Pentru că Dumnezeu nu va permite ca dezordinea să se reproducă. Are you with me? So the seed is two things in the same story. Sămânța e două lucruri în această poveste. The word of God sent to shape and make us. Cuvântul lui Dumnezeu care e trimis să ne schimbe, să ne modeleze. And then God takes me and și apoi Dumnezeu mă ia și mă așează într-un mod, într-un domeniu secular. Or just an environment. Sau într-un mediu, oricare fie. My environment is church environment. Mediul meu e mediul bisericesc. Now don't dream about being there. Don't think it's better than your environment. Nu visați la el, nu credeți că e mai bun decât al vostru. I've been in both. Am fost în ambele. And from time to time, și câteodată spun, Doamne, lead me back to teach math. Doamne, vreau să mă întorc să predau matematică. Instead of instructing about the kingdom. Decât să instruiesc privire la împărăție. So it's not an easy. Deci nu e ușor. But nu e whatever ușor. Environment, dar oricare ar fi acesta. The seed can manipulate that environment and have influence. Poate să aibă. Tu poți avea influență în acel it's domeniu. Incorruptible. E, pentru că sămânța e incoruptibilă. I said it's incorruptible. Spus că e incoruptibilă. That seed, that's why when we sing. De aceea când cântăm. Let them come alive. Doamne, fă ca lucrurile să vină la viață, să prindă viață. Dead bones come alive. Oase uscate, veniți la viață. You never know when the seed nu știi will be reactivated in people. Când sămânța se reactivează în oameni. I told somebody yesterday that spuneam cuiva ieri that recently there was something going on in Israel. They had found seeds from originating from 2000 years ago. I mean the days of Jesus. În Israel au descoperit acum câteva săptămâni semințe din vremea lui Isus. Le-au plantat, le-au udat și au început să crească palmieri. Și spui, de necrezut. Totul era în acea sămânță. Și au făcut lucrurile public. These palm trees were reproducing it themselves. Acești palmieri s-au reprodus, adică life in the seed, but there era was also viață the în sămânță, generation in that seed. Dar în acea sămânță era și următoarea generație. That's God at work. Dumnezeu la lucru. It's fantastic. Fantastic. Do you think what God has given us has life? Yes, it has. Credeți că ceea ce Dumnezeu ne-a dat are viață? Absolut. Do you think it has reproduction built into it? Yes, it has. Credeți că are capacitatea de a se reproduce? Absolut. That's why you will have descendants. De aceea vei avea descendenți, urmași. But you have to define your life. Dar trebuie să-ți definești viața. Otherwise, God might keep you barren. Altfel Dumnezeu te va ține sterp. Because it's enough with one of you. Pentru că unul ca tine e suficient deja. Steffi, I had to say it. Steffi, a trebuit să spun asta. It was banging my door. Say it, say it, say no, no, say it, no, no, say it. Hai, spune-o, spune-o, spune-o. I said it. Am spus-o. I think it's true. You might disagree with me. Cred că e adevărat. Poate nu sunteți de acord cu mine. I have the impression, a stronger and stronger impression. Am impresia tot mai puternică. That the reason why church is not growing the right way is not because of sin, because of disorder. Cred că biserica nu crește, nu se dezvoltă, nu din cauza păcatului, ci a dezordinii. I mean, if there is sin, then there is sin. Dacă e păcat, evident, dacă pastorul se culcă cu secretara și liderii de închinare, mă rog, and the da. Two worship leaders are gays and have și doi dintre liderii de închinare sunt homosexuali și vor să se căsătorească și așa mai departe. Then don't even think about disorder. Atunci nici nu te mai gândi la dezordine. It's not for you. Nu, dezordinea e deja altceva, nu e pentru tine. A, first letter of the alphabet. Începe cu prima literă a alfabetului. And then later. Și apoi mai târziu. But sometimes we think just because no, we are clean and we walk. Și uneori credem că doar pentru că umblăm cu Dumnezeu și suntem curați. Then definition is important. Definirea e foarte importantă. That's why there is 1 Peter chapter 2. De asta este 1 Petru 2. After speaking about determination. După ce vorbește de determinare. The issue of definition. You are a royal priesthood. A holy nation. Come on people. Sunteți o preoție împărătească, un neam sfânt. What is in his mind? The continuation. Ce are în minte? Continuitate. All right.